Pantyhose, sing the chorus and it goes. I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up, please stand up. Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Carieră cu Portsmouth. Înainte de a începe acest video, vreau să mulțumesc tuturor celor care mă susțineți cu adevărat, apăsând acel buton de like și, desigur, vizionalizarea videourilor până în capăt și toate cele. Deci, cum ziceam, cu cât mai multe vizualizări, cu atât mai multe videouri, din câte ați văzut pe ultima 100 de metri, am început să pun zilnic, deci zilnic ați avut cel puțin un episod de career mode, fie Portsmouth, fie Leverkusen, ați avut un episod career mode FIFA și totodată și celălalt video putea, tot a fost fie FIFA, fie car mechanics și alte chestii, deci când mai multe vizualizări, cine știe, poate ajungem să punem și 3 videouri pe zi, ar fi ceva. Bun, dar până atunci hai să ne concentrăm pe acest meci foarte important versus Newcastle în această cupă Capital One Cup, care desigur este mega ultra importantă. De ce este important și toate cele, de ce mă chinui cu aceste cupe, am să vă zic mai exact în meci. Hai să dăm bătaie și sper eu să câștigăm acest meci împotriva celor de la Newcastle. Ok, meci mega important aici versus cei de la Newcastle și cum ziceam, de ce este important și de ce tatonez așa de mult pe aceste meciuri de cupă și le zic că sunt incredibil importante, nu pentru că pur și simplu fapt să câștig o cupă și nu știu ce, că știu că nu am nicio șansă să câștig cupa. Este important pur și simplu câștigul material de aici din meciurile astea, cât timpul ți se mai oferă câțiva bani, care de obicei în anumite career moduri ai zice că e cea mai mare prostie să joci fie în BPL, fie în astea pentru cupele alea, că nu mai ți epuizezi jucătorii și după aceea și dacă câștigi cupa, câștigi acolo un 2 milioane, cât? 2 milioane, 3 milioane de euro sau mă rog, lire. Asta practic pentru cluburile mari, să zic că ești cu United, cu Chelsea, cu City, cu orice altă echipă, zici că, bă, nu-i, ce dracu fac eu cu 3 milioane? Știți ce vreau să zic? Dar, între timp, aici la Portsmouth, cu 3 milioane, Dumnezeule, cât te poți cumpăra? Mă rog, să zic că nu poți să câștig meciul, dar, adică cupa, dar, bă, ce se poate, ce se poate. Și, bă, ftuși ceapa, mă, te de ambulanță, mă! Bă, deci, jur, ăștia stau și ascultă, sau ce, mă, stau lângă geamul meu. Mai înainte am început un video, deci am început iarăși să filmez, cât că am observat că nu mi-era corect conectat microfonul, am oprit video și am repornit, că na, se mai întâmplă să nu fie una alta, bine, pac, repornim totul, na, hai, totul de la început. Și atunci a venit ambulanța fix când am început video. Și fix și acum iară refac video, iară vine ambulanța când încep video. Bă, jur, bă, ceva, dă-i curat, mă, cu ambulanțele astea, mă. Ceva se întâmplă aici. Oricum, hai să ne concentrăm pe acest meci, cum ziceam, mega ultra important și sper eu să reușesc să câștig. Totuși, Newcastle l-am bătut Sunderland-ul, na, cu greu un pic, dar l-am bătut. Da, putem bate și Newcastle-ul, care aș zice eu că s-ar putea, na, să facem o victorie, chiar dacă totuși e o echipă, de nu știu câte ori peste a noastră, de nu știu câte ori. Numai cu transferul Wijnaldum, numai dacă, bă, e pe Wijnaldum l-ai vinde, putea cumpăra echipa mea Portsmouth, cam e vreo 10 ori, adică ca și lot, și mai mult de 10 ori ce vorbesc, am dat numai așa o sumă sigură, și mai mult, cred că și dacă vinzi portarul, că parcă la ei portarul ăla, Tim Krul, dacă rețin bine minte, dacă nu, mă rog, asta este mai și uită omul, ai ce faci, nu suntem toți perfecți. Ia să vedem aici, Wong Tong, bravo, bă, totuși chinezul ăsta ușor se integrează chiar bine în echipă, își face treaba, având în vedere că l-am luat chiar foarte ieftin, adică pe gratis plus salariul lui nu-i mare, eu zic că am făcut o afacere chiar bună cu el, și cu atacantul ăla indian, sau ce dracu-i, Sign, cum îi zic eu, Chicky Chan, în loc de Jackie Chan, Chicky Chan, știi că Jackie Chan e originalul, el e Chicky Chan, varianta copiată, bun. Oricum, bă, și el face acolo ceva, na, și el n-ar strica să mai dau acolo la training ceva pe shooting faze, dar ca rezervă chestii, să știți că își face treaba. Bun, aici iarăși o șansă importantă, pe lângă poarta a mers aia, ai. Am și Smith ăsta, e rupt de el săracul, dar am făcut o schimbare în mijloc, l-am pus pe Moșu Doyle, acolo că, na, Barton a fost mort, de-abia are stamina.
Așa, l-am pus pe terase și am mai făcut o schimbare în apărare. Am zis că neapărat trebuie în apărare, chiar dacă atacul e important, deja apărarea aia se vede că e moartă. L-am pus acolo pe Freeman, gândindu-mă că Dadia face și el ceva acolo. Dar echipa asta în mijloc, în rest, e distrusă, în atac, e aproape ruptă. Sunt chiar curios cât de departe vom reuși. Practic ar trebui să ne apărăm cât mai mult, să dau parc de bas, gen. Dar degeaba dai parc de bască, așa numai alegi și pe ăștia să te atace. Cel mai bun apărare, cum mă știți bine, e atacul. Dacă câteodată trebuie să stai un pic și în apărare, să ai grijă. Opa, pa, pa, ra, pa, ta, ta, ra. Bra- ai, bă, Doyle, am vrut să zic bravo, mă, că ai reușit să o scoți de acolo, dar... Hai, oh, no, hai, a, lasă, e bine, te-ai revanșat, Doyle. Bravo, bravo, mă, bravo, mușule. Îți scuzi dacă l-ai putea vinde, că la ăștia le expiră contractele în curând și apoi, na, să nu mi-i cumpere pe de gratis. Sper să scot un bani pe ei. Numai dacă nu le extind cumva contractul sau cea bani, le extind contractul și după aceea să-i pun la vânzare, habar n-am cum ai proceda. Bun, hai să vedem acolo cu capul noi și schema, Sise acolo. Bravo, Doyle, din nou Doyle. Ok, bravo, moșule. Ia să dăm Roberts oricum. Hai mă, cum pasez în halul ăsta, mă? Bă, Roberts, mă, cum Franț pasez în halul ăsta, mă? Pui mei, cineva să-mi aduc o scândură și patru cuie, să îndreptăm piciorul ăsta, cred că nu-i calibrat cum trebuie. Ia, altă ambulanță. Bă, și ambulanța astea, numai asta mai trebuie să mă fută la cap ambulanțele. Ia, stai, Smith, hai, ce-mi pui mei de ochi și du-te-n pula mea de ambulanță! Numai nu mă pot concentra ele. Hai, Smith. Că totuși, ai, da, că ajungem la lovituri de departajare, la lovituri de alea 11 metri. Amu, practic echipa lor au avantaj absolut imens, pentru că, na, normal atacul lor mult mai bun și toate cele. Și am avut două șuturi. Deci, serios, am avut două șuturi tot meciul și a avut 9. Deci, vă dați seama cât e de bun Drommel, dacă din 9 șuturi nu a dat ăștia niciun gol. Haide capul meu, ia, Davis, Roberts, Tănase, Doyle, Smith, așa, Hollands, Bennett. Ok, stai să vedem, să punem acolo pe Bennett un pic mai sus, poate și înaintea lui Smith. Banu Smith e bun, poate pe Smith acolo, așa, și, da, ce a fi, a fi, Doamne ajută, dă să trecem mai departe. Hai să începem noi. Bun, începem cu Davis care este RB-ul nostru, deci curmea, RB-ul e cel mai bun la penaltiuri. Mi-aduce aminte de Everton cu LB-ul. Hai să vedem. Ai fut pe naiba, a apărat-o. Fai, a apărat portarul. Hai să vedem. Este, mă, și eu apăr cu Drommel. Ăla-i, tată, ăla-i. Hai, BOOM! Roberts înscrie aici. Ia să revedem Drommel. Hai să vedem dacă mai apăr și pe asta. Hai Drommel. Hop! Oai, odată pe sus. Am fost pe, bă, deci poziția, să mă rog, ținta a fost foarte bine pusă. Doar că, tip odată, da, mai sus. Bun, ăla-i și Tănase înscrie. Că doar ar fi culmea ca Tănase să nu înscrie. Ia să vedem aici Sissoko. Ce urât aici Sissoko. Yo! Bă, nu se poate așa ceva. Boi de pula mea, unde-o dat-o Smith? Yo! Na. Taaai. Smith, fă-tu-și ceapa mătii de Smith, mă. Ia să vedem Doyle, bun, ăla-i, bun, bravo Doyle, bă, tocmai Smith, mă, bă, tocmai Smith s-a făcut de tă mai mare căcatul. Aici este foarte important, trebuie neapărat să apăr și este fix Mitrovic, care este un atacant chiar foarte bun. Nu, fix pe mijloc mi-a dat-o, fut pe naiba! Fai, Newcastle trece mai departe. Adventura noastră în Cupa Capital One a luat sfârșit, din păcate. Asta este lovitură de departajare, n-am putut să fac față. Mitrovic a dat-o fix pe mijloc. Da. Ce se și fac? Cred că cea mai mare problemă, să zic, aici a fost Smith. Deci fix atacantul nostru, Smith, care a dat-o la măsa acasă în praznic.
și eu chiar nu rețin să fi dat așa tare din joystick sau chestii, să o bombeze hăpt la măsă acasă în pui mei. Asta este, na, din păcate, aventura noastră a luat final aici, cu această cupă. Ești de m-a primit cea bănișori, bănuți, bănuți, nimic? Serios, nimic? My playtime, da, mă, Murphy, pui mei, l-avem pe Drommel, el e number one pentru noi. Bun, avem aici un match cu Morcambe, așa ceva. Ia să vedem Roberts. Pui mei, Roberts. Tu poți fi și ele, mă. Hai să ce punem acolo și facem așa schimbarea cu Holland. Așa, punem acolo pe Tănase. Și da, ce a fi, a fi. Punem înapoi pe McGurk în locul lui Smith. Bun, Freeman acolo, Găman încă accidentat, în pui mei, cât mai poate sta Găman ăsta accidentat, habar n-am, dar tot accidentat e deja de vreo 5 ani. Este de Portsmouth vs. Morecambe. Ala-i bă, Tănase și Măgăr când scriu aici acele două goluri care ne aduc victoria, doar că Wong Tong se accidentează și el, sper să nu fie ceva foarte grav, sper să nu fie ceva grav. Dar totuși 2-1 câștigăm acest match, gol cu Tănase și McGurk. Bă, foarte tare acest lucru, se pare că totuși este accidentat puțin cam tare acest om al nostru. Ia să vedem acolo cu Tănase, am văzut că nu prea pot să-l evoluez. Stevens ăla deja e la evoluție, nu? Stai să vedem, deci cine e Drommel, Stevens, așa, și Sign, da, Sign ăla deja acolo e pus la evoluție, McGurk la fel. Bun, 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 ia să vedem atunci Evans cu tine tare mult joc, deci n-ar strica să te mai vedem și pe tine așa evoluat, mai ales la shooting. Hai să-l mai punem puțin tel așa pe Evans. Evans trebuie să evolueze și el câte un pic, câte un pic. Și acolo Drommel, Dumnezeule, dacă mai tot evoluează așa deja, parcă și îl aud cum zice: hey boss, hey mister, când am și eu așa o mărire de salariu? Hai mister, vreau și eu o mărire de salar. Și eu cea de genul: taci acolo, așa lucru. Aoleu. Bun, ia să vedem aici alte mișcări ce aș mai putea face eu. Numai să-l pun pe Clark, din păcate, dar na, rezervă. Dani ăsta, de ce îl pun pe Dani ăsta aici? Pentru că, din câte bine vedeți, este CDM și de obicei cei care sunt pe CDM și văd care cea statistici acolo pot să joace de obicei foarte bine și pe poziția de CB. Chiar dacă este mic, deci ca și exemplu să vă dau, chiar dacă este mic de statură, eu de obicei când mă jucam înainte de update cu AC Milan și l-aveam pe Luke, pe acel De Jong în echipă, tot timpul îl jucam câteodată pe De Jong ca și rezervă de apărător, ca și CB. Să știți că juca chiar foarte bine, după un timp chiar impecabil de bine și păi era chiar o fain, că așa numai bă, făceam puțină economie, maxam pe ceea ce chiar trebuia să schimb și așa aveam o rezervă absolut genială acolo de apărare și era la bă, perfect. Așa l-am pus și acum pe Dani ăsta acolo și încât se bine vede și face el treaba. Avem aici un match interesant de cupă J-Paint versus o echipă și mai interesantă, cea cu Bury. Deci, da, să fie interesant. Chiar să vedem totuși, nu, încă n-am primit nimic din cupă, chestii, bă, să zic că poftim banii, nimic. A, numai dacă treceam mai departe, cred că. Nașpa. Nașpa, nașpa, nașpa. Vin cât e bine se vede, nu prea avem bani. Deci, da. Păi, să sperăm că câștigăm cupa asta J-Paint, dar degeaba că cupa asta vom câștiga o după perioada de transferuri. Care, ia să vedem ce ăsta, Emirates. Ia, încă mai suntem în Emirates FA Cup, deci am ținut bine minte, măcar mai suntem în cupa asta. O să vine perioada de transferuri aici și meciuri călău mai încolo. Bun. Totuși o fost un match foarte hardcore ăla, hai că totuși o să jucăm și meciul ăsta, mă rog, o să dau sim la meciul ăsta de cupă și sper eu să-l câștigăm. Hai, stați un pic așa să mă pregătesc, așa, inspirăm, expirăm, dă Doamne să fie bine, dăm așa un click aici, 3, 2, 1 și... Hai să vedem, hai, și, 3, 2, 1, go! Este, mă, Davis și Evans, îmi scriu aici golurile care ne aduc victoria și ne duc mai departe în această cupă de J-Paint, sau cum dracu zice, nici nu pasă.
Ok, ne zilem acolo. Ce se vorbea despre drumul? A, normal, că drumul, pe urmă, arată cât de bun poate fi acest drumul. Și normal că doar de aia l-am cumpărat. Știu ce bine poate să joace acest drumul. Bun, aici iarăși este o echipă Cambridge. Mi se pare o echipă destul de accesibilă, destul de ușoară. Doar că văd că avem aici niște jucători care au fost convocați la naționale și chestia. Tănase, normal că Tănase de când a venit la echipa noastră. Este convocat la națională, nu? Așa, mă. Bun, atunci hai să-l punem acolo pe close. Acel close. Sau ce îmi place mie să fac de obicei, numai că te cam riști când faci de astea. Ia stați așa, stați așa și uitați-vă, nio așa. Fac așa, fix the problem, auto replace, bla bla bla, just for this match. Doar pentru acest match face el schimbările alea, l-a pus acolo pe Clark, chestii, Freeman. Și ai ok, bun, bravo, Bennett acolo scrie un gol care ne aduce victoria cea mult meritată, desigur. Așa, hai să punem apoi pe Lord Tănase acolo, că mai mult ca sigur să-i se termine, sper eu, problema asta. Ușor, ușor își revine Valerica Găman, ăla-i, Găman își revine, ușor, ușor, Găman își revine. Astea sunt niște vești foarte bune, că chiar aveam nevoie acolo de ajutor în apărare. Și acum că Găman își revine, este fai, perfect, aș putea zice, perfect. Îl mai evoluăm și pe Bennett, că până acum el și-a făcut datoria destul de bine, a mai dat acolo niște goluri, chestii, chiar și Evans. Aici acel sign, tot evoluează, tot îl evoluez acolo și o să mai evoluez el, nu contează. Ia să vedem, avem aici versus, un match împotriva celor de la Notts Coe. Ce dracu Notts Coe? Pe locul 12, echipă bunicică, aș putea zice, o echipă bunicică. Dar eu zic că echipa mea e și mai șmecheră și vom reuși să, mă rog, să ne apărăm victoriile astea. Bun, Găman aici își revine, o da domnul și își revine Găman. Îl punem în locul lui Dundee ăla. Hai să tu pe ce picior ești, pe ce right. Deci tu stai aici pe poziția. Bun. Așa, foarte bine, foarte, foarte bine. Dăm așa, e acolo Davis, în formă genială Davis. Ok, Găman din nou în echipă, a revenit omul nostru Găman și hai să vedem, 1-1, gol Stevens, Găman, nu știu dacă s-a reaccidentat, poate l-am pus pe teren mult prea repede, sper să nu se fi reaccidentat, că ar fi niște vești absolut groaznice să se reaccidenteze handicapatul ăsta, dragul nostru fotbalist de națională, așa, oi, ia mă cât i-a evoluat ăla acolo la attack position, bravo mă, Sign, ăla-i toti, ăla-i. A, nu, e ok, tot te apăra bandajul că încă nu era revenit complet. Da, este ok, totuși poate că îl mai păstrez așa pe bancă, pune, dispare acel bandaj, nu vreau să risc să-l accidentez mai tare decât este. Ok, bun, avem aici un match împotriva celor de la Crowley, care pe moment se află pe poziția numărul 6, deci mai mult ca sigur noi vom juca acest match cu Crowley, că din câte se bine vede, Northampton este... Hăpt acolo în curul nostru pe poziția a doua cu un singur punct diferență între noi și trebuie să fim pe fază și desigur meciul astea care sunt mai ales în astea 7, în primele 7 le vom juca. Bun, deci cam atât pentru acest episod, o nebunie totală din păcate, n-am avut ce face acolo pe trebuie acela la Newcastle, cred că cu toții cam ne așteptam și știam că nu vom fi hăpt așa din norocoși, dar... Asta este, măcar am încercat și am dat tot ce mai bun. Oricum, nu uitați de like, subscribe și toate cele mă ajută foarte mult. Și desigur, ne auzim pe data aviatoare. Numai bine, vă doresc curaj la gară. Bye, bye!